くちゃくちゃくちゃくちゃ、あちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、あちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、あくちゃくちゃくちゃくちゃ。Care e scopul acestui video? Eu chiar nu înțeleg, măi. Ne-am despărțit acum un an. Un an a trecut de când ne-am despărțit. Chiar nu înțeleg. Și de ce minți atât de mult în el? Zici atât de multe chestii care pur și simplu nu sunt adevărate și nu ai nicio dovadă și omiți atât de multe lucruri pe care tu le făceai greșit în relație și timp de 2 ani nu ai vrut să le schimbi și... Aoleo... Când ne-am despărțit, am avut numai chestii bune de spus despre tine. Sigur, au fost și foarte multe chestii nașpa, dar, din nou, rufele nu se spală în public pentru că nimănui nu-i pasă de ce făceai tu cât timp ești cu mine, pentru că e urât. E urât să spun chestii de genul, dar după un an ai făcut video ăsta pe care chiar nu-l înțeleg. Te rog... Chiar nu înțeleg. Sunt atât de multe lucruri pe care le știu despre tine, care sunt urâte și pe care gen nu le-am zis pentru că, din nou, nu am de ce să te insult în mod public. Dar tu o faci? Și să nu mai spun că foarte multe din chestiile pe care le spui nu sunt deloc adevărate. Auzi că consider femeile cu mult sub mine și că nu știu ce... De unde Dumnezeule mare lua chestia asta? What? Vrei să o întrebi pe actuala mea iubită Narcisa cum mă comport cu femeile? Pentru că o să-ți spună ea că mă comport destul de ok. Oameni buni, sunt foarte bulversat. Nu știu dacă vă dați seama. Nu înțeleg cum după un an poți să vii să vorbești despre o relație de acum un an și să zici chestii care sunt complet neadevărate. Numai din punctul tău de vedere. Da, nu știu, e nevoie probabil un răspuns pe YouTube, probabil că, nu știu, nu pot să cred că fosta mea iubită pe care eu am învățat-o tot ce știu despre YouTube face drame de genul. Eu care nu fac drame.